Muntenegru a fost invitat să adere la NATO, urmând să devină cel de-al treilea stat din Balcanii Occidentali care aderă la Organizația Politico-Militară Transatlantică, după Albania și Croația. Rusia a avertizat însă că această decizie ar dăuna securității europene și ar tensiona și mai multe relațiile dintre NATO și Moscova, care sunt deja la cel mai redus nivel din cauza crizei ucrainene. Președintele sirian Bashar al-Assad a afirmat că pacea va reveni în țara sa când Occidentul și Arabia Saudită vor înceta să mai susțină teroriștii. De asemenea, a salutat intervenția armată a Rusiei. Franța nu face nimic serios, în timp ce rușii sunt foarte serioși în lupta împotriva terorismului și există o cooperare între ei și armata siriană, a adăugat Assad. Număr lunar record de solicitanți de azil în Danemarca. În luna octombrie, 3646 de persoane au cerut azil, un record lunar în ultimii 5 ani, după ce în luna august guvernul danez a redus ajutoarele sociale destinate acestora. Premierul Lars Løkke Rasmussen a anunțat un plan în 34 de puncte, care printre altele prevede că solicitanții de azil își vor putea aduce familiile în Danemarca abia după 3 ani, față de un an cât este prevăzut în prezent.